Mă numesc Roberto, am 16 ani, sunt din Slobozia, județul Ialomița și sunt elev în clasa a 9-a. Acum aș dori să continui cu mai multe proiecte, ținând cont de latura aceasta a informaticii, adică robotică, poate Erasmus, și știu că mi-au spus cei de la școală că mă antrenează acum ca să preiau YouTube-ul școlii din clasa a 10-a. Eu mi-au curajul din lucrurile mici, adică dacă am avut o reușită, mă încurajează să continui și mai departe, să am și mai multe reușite, nu contează cât de mic a fost reușita. Dacă ar fi să schimb un lucru pe lumea aceasta, cred că aș schimba sistemul acesta prin care se aleg cei care sunt buni și cei care sunt și cei care nu sunt așa de excelenți în școală. Eu consider că fiecare copil este excelent. Când îmi este dor de cineva, îmi este destul de dor de mama mea, pentru că mi-a fost mereu aproape și în situații mai puțin plăcute și în situațiile plăcute, este o persoană pe care mă pot baza. Dacă ar fi la un moment dat să am o victorie mare sau o reușită, eu i-aș dedica-o tot mamei mele, pentru că ea m-a ajutat să încep în acest drum și consider că startul este cel mai important. Performanță pentru mine înseamnă să ajung la un anume scop al meu și poate chiar mai departe. Întotdeauna când îți pui un scop, întotdeauna te gândești și mai departe. Folosindu-mă de robotică, aș dori să inventez, nu știu, cred că un robot care ar putea să aibă grijă de tine și după ce nu mai poți, adică când ai îmbătrânit. Cred că asta ar fi cea mai bună invenție. Cel mai mult la mine îmi place faptul că nu renunț ușor. Adică dacă am pornit pe un drum, continui pe drumul ăla până ajung unde îmi doresc. Cel mai bun sfat pe care l-am primit până acum cred că a fost acela de a nu renunța când simțeam că e greu. Eu unul cu banii din această bursă mă gândeam să-mi achiziționez un laptop pentru a mă ajuta în continuare la programare, să pot să lucrez din mai multe locuri. Eu în acest moment am un calculator și pot să lucrez numai de acasă la programare. Ar fi trei persoane cărora le sunt recunoscător și acele trei persoane sunt mama, în primul rând, asistentul social pentru că mi-a deschis mai multe porți în viață și persoanele de la Bursadar, mi-a plăcut foarte tare de ele, cei care am stat